Deși are 75 de ani, împăratul Iulian a mers cu mașina de la Sibiu la Costești, iar sâmbătă a participat la Stabor. Efortul depus și-a spus cuvântul împăratul Iulian, acuzând duminică dimineața o stare de rău. Cunoscut cu antecedente cardiace, împăratul Iulian a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Pitești, pe motiv că la spitalul din Costești era un singur medic de gardă și acela medic pediatru. Dan Stănescu, regele internațional al romilor creștini de pretutindeni, a precizat că împăratul Iulian a suferit o criză, el trecând în urmă cu 16 ani și printr-un infarct miocardic ce l-a făcut dependent de tratament. În ciuda faptului că medicii l-au asigurat că problema este serioasă și ar trebui să rămână sub supraveghere, împăratul Iulian a refuzat internarea, el solicitând să fie tratat ambulatoriu pentru a putea sta la reședința regală din Costești.